Rareș Năstase, invitatul de astăzi. Rareș, te salut! Salut! Salutare tuturor! Oameni de vânzare s-a numit ediția noastră de duminică. Oameni de vânzare e un titlu care ascunde traficul de persoane într-o formă specială. Trafic de persoane, trafic de fete, de tinere fete, scoase din țară, ilegal poate, ilegal clar, pentru a fi duse în țări străine. Tu ai vizitat Italia și acolo silite să se prostitueze. Este un lanț al abuzurilor care ne privește pe toți, pentru că pur și simplu se scurge sânge tânăr, sânge nevinovat din țara noastră către o destinație absolut obscură, unde viețile astea se pierd. Sunt destul de multe lucruri dureroase în ancheta ta, sunt destul de multe lucruri revoltătoare. Revoltați au fost și cei care ne-au urmărit și încă o dată vă mulțumim că ne-ați urmărit duminica aceasta și vă mulțumim pentru toate mesajele, am selectat câteva dintre ele. Dar pentru început, Rareș, vreau să te întreb cum ai ajuns să faci această anchetă? Eu am plecat cu primele verificări în momentul în care făceam acel reportaj referitor la județul Olt, județul la stăpân. În timpul filmărilor acolo s-a întâmplat și tragedia de la Caracal. S-a creat acea isterie generală. Subiectul respectiv a tras atenția asupra acestui fenomen. S-a vorbit atunci de dispariția fetelor, de fete care ajung să fie traficate peste hotare și plecând de la aceste discuții și mici informații pe care le aveam de acolo, am zis hai să mă uit mai atent și să văd pe ansamblu ce se întâmplă. Noi am tot avut și din anii trecuți semnale că vorbim de un fenomen în creștere. Traficul ăsta de persoane, în special când vorbim despre exploatare sexuală și exploatare de minori. Pentru că aici avem două componente. Odată sunt minorii copilași puși să cerșească, să fure peste hotare. E tot o formă de exploatare. Luați de aici, din familii, merg cu familii sau fără părinții lor și așa mai departe și duși acolo pentru genul ăsta de exploatare. Dar există această exploatare sexuală. Tinere, copile, multe dintre ele mult prea crude, minore, aici este de fapt marea durere, pentru că vorbim și de multe minore care ajung peste hotare. Ce m-a surprins foarte, foarte mult este că peste tot auzeam de aceste constrângeri de ordin sentimental, constrângeri emoționale. Inițial vă spun că am avut senzația că se întâmplă și în 2019, că acum mulți ani, pe vremea când eu eram reporter de eveniment și acopeream subiectele de poliție, credeam că e vorba de acele fete luate în portbagaj, furate cu portbagajul, contravoinței lor, sechestrate, bătute, duse peste hotare. E bine, fenomenul s-a schimbat. Nu se mai întâmplă așa ceva, decât în rare cazuri. În principiu vorbim de niște fete credule care sunt în diverse forme constrânse emoțional. Și când vorbim de aceste constrângeri, nu trebuie să te pui să vezi modul în care fetele astea ajung peste hotare prin prisma ta. Adică e clar că și tu și eu am spune, dom'le, în niciun caz nu aș putea să fiu convins de către un individ să merg peste hotare și acolo să ajung să fiu exploatată sexual. Care e scuza cu care sunt ademenite peste hotare? Fiecare caz este, cum să spun eu, este diferit în felul său și este unic. Sunt fete care pleacă dintr-un mediu cu multe abuzuri acasă, dintr-un mediu, dintr-o sărăcie lucie, acolo le este foarte greu, ajung, eu știu, în concubinaj cu un individ care la fel le ține într-o formă din asta, nu știu dacă de sclavie, într-un concubinaj care se bazează pe bătăi, pe muncă din asta, șmotru acasă, viață chinuită și așa mai departe, și la un moment dat li se propune această plecare în străinătate cu el sau cu un verișor, cu un nepot și așa mai departe, pentru o viață mai bună. Nu zice nimeni că acestor fete li se pune un contract în față, o să lucrezi barista, nu știu, ospătăriță, barman, o să lucrezi într-o, eu știu, cameristă la un hotel cu un contract. Nu se pune problema așa. Se pune, uite, a intervenit o oportunitate, mergem acum în Italia să facem ceva altceva. În mintea acelei fete este altceva decât acel șmotru zilnic, bătaia de acolo și ea se gândește că merge pentru o viață mai bună. Nimeni nu-i va spune că va ajunge exploatată sexual, nimeni nu-i va spune, uite, vei lucra 10 ore pe noapte, o să-mi dai mie doar, o să-mi dai mie 80%, tot să rămâi cu o fărâmă, cel mult 20%, da, cum se întâmplă în cazurile pe care le-am descoperit eu, o să muncești continuu, tu nu o să știi ce înseamnă orașul ăla, țara aia, pentru că tu ziua o să dormi și noaptea o să fii exploatat, o să fii pe străzi sau o să fii pe diverse site-uri și tu va trebui să faci asta continuu. Nu le spune nimeni treaba asta când pleacă din țară. Și aici e de fapt acea constrângere emoțională, care după aia intervine în multe feluri. Băieții ăștia știu cum să le convingă, știu cum să le constrângă. De fapt, ei cu asta se ocupă. Adică nu sunt niște oameni care fac altceva, se ocupă exact cu treaba asta, cu racolarea de fete. Cu cât sunt mai mici, cu atât mai bine. Odată pentru că există o cerere pentru așa ceva și a doua oară pentru că sunt mai ușor de influențat. Așa este. Rareș, există date, avem cifre, autoritățile știu câte fete sunt exploatate în felul ăsta? Bine, și aici e o problemă. Autoritățile, dacă merge autoritățile române, spun, domnule, noi am fost mai harnici în raportare. De fapt, lucrurile nu ar sta atât de rău în România, dar noi am raportat mai bine decât alte țări, nu știu, Bulgaria, alte țări europene. Eu nu cred că este așa, pentru că dacă mergi în Italia, în Spania, în Marea Britanie și o iei noaptea pe străzile alea vestite pentru, ca zone de prostituție, pentru zonele unde ies fete la stradă, vei auzi limba română pe oricare dintre străzi. Mă uitam, de exemplu, făceam așa, ochiometric, știi, din 10 fete 9 erau românce pe o anumită stradă. Adică mergeai cu mașina, treceai și le auzeai vorbind. E plin de românce în străinătate pe piața asta neagră a prostituției. Există cifre. Autoritățile noastre sunt oarecum liniștite pentru cifrele acestea? Nu sunt liniștite, dar nici nu doresc să privească, eu știu, la modul real acest fenomen. Este un fenomen în continuă creștere. Autoritățile europene ne atrag atenția prin acele rapoarte de prin 2016 că suntem în locul 1 la traficul de persoane. Noi nu că îl ignorăm. Deci avem și o autoritate pentru în domeniul ăsta, pentru combaterea traficului de persoane, nu că îl ignorăm, dar avem așa cumva tendința asta românească să punem prosopul pe țambal, să nu se vadă gunoiul atât de rău. Nu, este o realitate și este o realitate cu care se confruntă societatea românească și trebuie lucrat pe mai multe paliere aici. Adică nu e suficient să dăm vina doar pe poliție, pe procurori, că nu-și fac treaba. Sunt foarte multe chestiuni la mijloc pentru a combate acest fenomen. Hai să mergem un pic acasă la fetele astea. Ce e acasă la ele, la o familie? Ai spus foarte bine că nu seamănă un caz cu altul. Dar ai vizitat câteva dintre orașele care dau cele mai multe astfel de, din păcate, victime ale traficului de persoane și ale abuzului sexual peste hotare. Cum arată comunitatea aceea? Ce se întâmplă? Nu oricine ajunge să fie exploatat sexual, nu orice tânără din România. Cumva asta ar trebui să fie liniștitor, pentru că în momentul în care vorbim de familii dezbinate, familii unde oricum există sărăcie și abuz acolo și unde oamenii nu sunt ajutați de niciun fel, vorbim de familii în care părinții acestor fete sunt la rândul lor plecați în străinătate și cumva au pierdut contactul cu ce se întâmplă acasă. Copiii sunt lăsați în grija bunicilor, a unor, eu știu... Legal, ei trebuie lăsați în grija cuiva care să se asigure că nimic nu se întâmplă. Corect, dar cumva eu am simțit că s-a pierdut contactul cu copiii lor. Indiferent dacă există, spuneam, de consum mare de alcool. Deci există acolo o fractură. S-a fracturat relația între părinte și copil. Minorele, de exemplu, cele care sunt ademenite, sunt foarte ușor de identificat în comunitățile astea. Vorbim de sate sărace, pe lângă orașe mai mari. Vezi că sunt fete care fug de acasă, sunt certate cu părinții, au tendința asta de a fi mai rebele. În același timp, vezi că, exact cum zicea cineva, un polițist cu care noi am mai colaborat, sunt atrase de viața asta mai bună, dar vor și ele ceva mai mult. Sunt fete care realmente pleacă de la 10 lei în buzunar pe săptămână, și aia dacă sunt, la câteva sute de euro pe noapte. Și, cum să spun, unele dintre ele chiar au impresia la un moment dat că vor rămâne cu acești bani. Sunt ademenite inclusiv prin această metodă că vor lucra doar câteva zile sau o săptămână. Vor face treaba asta urâtă, ilegală, dar de care nu va ști nimeni. Și după ce se pun pe picioare și se reabilitează puțin, pot să devină și barmanițe, cameriste și așa mai departe. Mai există acest sistem al plecării, al binefăcătorului, să zic așa. Sunt membri ai rețelelor care pur și simplu sprijină cu bani, ori acoperă un împrumut, ori acordă un împrumut, acordă un ajutor financiar familiei. Unii sunt cămătari, acești membri ai rețelelor, spun, uite, ți-am dat 5.000 de euro, într-un an, dacă nu-mi dai înapoi 5.000 de euro, sau într-un an, e mult spus, trebuie să-mi dai 15-20.000. Ai găsit ceva? Ai vândut ceva din casă? Nu. Pe cine ai? Pe fiică mea. Ok, și-a găsit ceva de lucru în zona respectivă? Nu și-a găsit. Bine, pe aia că îi găsesc eu ceva de muncă în Italia. Fetele astea pleacă știind că familia are acasă o datorie. Fetele pleacă de multe ori, lasă copii acasă. Lasă un mediu din ăsta familial destul de precar, sărăcie, copilași care la început primesc niște bani. Înainte ca fata să fie exploatată sexual, primesc niște bani, îi înscrie pe la școală, le ia rechizite. Nu vorbim de foarte mulți bani într-o primă fază, adică nu primesc niște fonduri din astea generoase. Și mai este foarte interesant metoda pe care o aplică băieții ăștia acolo. Adică am întâlnit în Italia niște situații de genul următor. El cu ea, aparent prin metoda asta lover boy, este iubitul ei, fac totul împreună, se dedică în toată relația trup și suflet, dar merg să câștige ceva mai bine în Italia. El nu găsește nimic, ea nu găsește nimic, sunt sprijiniți de un așa zis unchi, într-un apartament de fițe, primesc niște bani la început, își cumpără o poșetuță, niște telefoane, au un trai ceva mai bun, nu-și găsesc nimic și după o lună, două, concubinul din relație vine și spune, uite, trebuie să ne mutăm la periferie, foarte rău, n-are cine să ne plătească întreținerea, trăim de pe o zi pe alta acasă, nu ne mai întoarcem în sărăcia aia de acasă, da? Trebuie să facem ceva. Și după o anumită perioadă în care aparent binefăcătorul începe să-i constrângă, binefăcătorul ăla de multe ori e în mână cu concubinul, încep constrângerile și atunci cumva se pune presiune pe ea să facă singurul lucru pe care ar putea să-l facă, să-și vândă trupul la stradă. El va ajunge și au fost situații în care ea rămâne în apartamentul ăla modest de la periferie, își vinde corpul pe bani, el profită de acești bani, ajunge înapoi în apartamentul de fițe, în apartamentul cu pretenții și ajunge să aducă o altă fată din România pe aceeași rețetă. Tot aceeași concubinaj. Adică este ireal, dar se întâmplă. Și ai senzația că aceste lucruri sunt imposibile. Adică nu ai cum. Și poate aducem discuția și despre modul în care aceste tinere ajung să stea pe stradă și să nu poată cere ajutorul. Că și aici este o chestie. Românii de multe ori au impresia, cel puțin și pe internet am văzut comentarii la filmulețele noastre, la reportaje, la anchetele difuzate deja, în care oamenii spun, dom'le, n-ai cum să stai acolo pe stradă și să nu ceri ajutorul. Trece poliție, trec cetățeni. E imposibil. Fetele alea stau, am auzit și această expresie, de plăcere. Nu se stă de plăcere. Da, e crud să spui că stau de plăcere. Să spunem celor care ne privesc că după ediția de duminică a rămas o parte a materialului nedifuzat, pentru că durata este limitată, durata de emisie, așadar avem un interviu cu o victimă a acestui trafic de carne vie, trafic de persoane, o victimă care descrie sincer, deschis și destul de plastic care este tot acest mecanism. O să fie disponibil întreg interviul imediat după ce podcastul nostru este gata. Însă acum, cred, Rareș, că putem să vedem un mic fragment din interviul pe care l-a realizat cu această tânără. Am protejat-o, i-am protejat și chipul, i-am protejat și vocea. În schimb, povestea ei curge fără obstacole. A fost adusă o minoră care se făcea mișto de ea, pentru că nu era expertă în artele seduției, ca să zic așa, care niște anumite tehnici și nu avea mai mult de 14 ani. Suntem într-un depozit de gros cu diverse firme și aici un spațiu. Un spațiu închiriat unde ziua era o activitate și noaptea alta. Nici pe acele ferestre nu se vede nimic, sunt obturate. Aici la fel. ferestrele sunt acoperite cu polistiren și aici se derulau petrecerile. Vinea și poliție, vinea și procuror și putare, vinea la fetițe, vinea lumea, da! Și după aia, aici e toată jucăria. Faptul că veneau și domnii polițai, le dădea de înțeles că nu le va crede nimeni sau că nu le va scoate nimeni, nu le va ajuta nimeni, pentru că nu vor fi crezute. Da? Erau cu metri, da? Nașul cu metri, cu mătru, și nimeni nu se punea cu ei. Erau constrânse, șantajate, amenințate și am văzut cum pur și simplu au venit la ordine să dea girofare să ducă viață. Erau dintre aceste minore aduse în stare de inconștiență? Erau pur și simplu drogate până nu mai știau de ele? Da. În videourile care mie mi le-au arătat și făceau Caterinca, da. Erau în stare de inconștiență, nici nu știu dacă unele dintre ele au realizat ce s-a întâmplat cu ele. Cred că li se rupsese filmul. E foarte greu să urmărești astfel de mărturii și aproape absolut imposibil de crezut că se întâmplă așa ceva în 2019. Clădirea pe care tu ai descris-o în imagine de mai devreme și care va fi descrisă într-un material pe larg imediat după ce încheiem acest podcast, disponibil online exclusiv. Spune-ne ce se întâmpla acolo. Foarte scurt, e un caz de la Bacău. În aprilie în acest an, un amplu dosar de trafic de persoane și proxenetism, instrumentat de DIICOT, practic la doi pași de sediul de poliție, de IPJ Bacău, într-o incintă, aparent un depozit de gros, cu diverse afaceri în care sunt diversi chiriași, da? Ziua era în acel spațiu, ziua în prima cameră se făcea vânzare de bulion, da? Bulion la sticle, iar noaptea era amenajat un soi de club, un bordel, la care această tânără, ea este martor în dosarul respectiv, această tânără povestește că veneau funcționari din oraș, veneau polițiști, există cineva din zonă care spunea că a văzut și procurorii acolo. Era un bordel în toată regula în care diversi proxeneți din oraș plasau fete, le aduceau pentru aceste petreceri de noapte. Pe ea ce a surprins-o, ea este majoră, venea acolo la respectivele petreceri, dar a uimit-o faptul că erau aduse de undeva din mediul sărac de la țară minore, fete de 13-14 ani și unele dintre ele nu știau ce li se va întâmpla, pentru că erau drogate. Fata asta povestește și veți vedea în interviu cum erau drogate, ajungeau într-o stare de inconștiență, nu știau ce li se întâmplă, ajungeau acolo, practic erau violate, se profita de ele, da? Și ulterior, episoadele astea erau și filmate. Adică fetele respective erau și șantajate. Totul se întâmpla în contextul ăsta în care acolo participau și polițiști. În dosarul respectiv este inculpat și un fost polițist, că între timp și-a dat demisia, era de la Brigada de Intervenții Speciale, acei mascați, da? Mascații de la Bacău, individul respectiv. Noi am cerut o poziție, urma să facem reportajul și de la șeful IPJ. Este surprinzător că ne-a spus, voi ați văzut locul ăla? Deci cumva ne-a lăsat impresia că credeți că se putea face ceva acolo de genul ăsta? Da, ok. E o anchetă în curs, avem niște mărturii, avem mărturia acestei fete, avem alți oameni de acolo din zonă care vorbesc despre activitatea asta ilegală care se derula noaptea. Rămâne de văzut ce va arăta și ancheta. Ne-a scris Gabriela Zimbilski după difuzarea reportajului de duminică. De 20 de ani se întâmplă acest lucru, dar nimeni nu face nimic, la fel și cu drogurile. Oare poliția, guvernul, nu știe exact ce se întâmplă? Până la urmă, asta e întrebarea care iese pur și simplu cu toată furia din piepturile celor care se uită. Mergem în a doua parte, da, mergem în a doua parte când vorbești de constrângeri, de aceste constrângeri. Ele au loc și pe fondul în care fetele astea văd că fenomenul este tolerat. Mai devreme auzeai în discuția asta de cumetri. Din păcate în România avem relații de familie între proxeneți și oamenii elegi. Polițiști. Avem. Polițiști de la vârf. Dacă iei așa județele respective unde se întâmplă lucrurile astea cu preponderență și de unde se pleacă masiv, de unde există acest trafic intens, vei vedea că acolo vei găsi relații de cumetrie, de prietenie așa, în cel mai dar sunt relații de rudenie, da? De afiliere. între inculpați, condamnați și, din păcate, polițiști. Polițiști care sunt factori de decizie. Și atunci, ce să vadă o fată, o minoră, o fată sărmană de la țară, care vine și vrea să denunțe pe cineva și vede că nu îi se întâmplă nimic. În reportajul de duminică și în într-unul din reportajele difuzate de noi deja la știrile Pro TV, am avut doi părinți de la Câmpulung Mușcel. Câmpulung Mușcel mai este poreclit în lumea interlopă Acvariul. Adică știu și oamenii de acolo din zonă, pentru că sunt foarte mulți proxeneți care provin din zona asta, foarte multe dosare, mult prea puține, zic eu, pentru câți proxeneți sunt acolo, dosare care multe dintre ele nu sunt soluționate. Ei bine, în acest Acvariu, părinții vorbesc de niște situații greu de imaginat, da? Deci fata lor a dispărut de acasă, rebelă fiind, n-are nici 16 ani, da? Ei bine, de 7 ori într-un an și de fiecare dată plecările ei de acasă erau tratate ca dispariți. Nu poți să tratezi dispariție și la soluție, când o găsește, o găsește într-un portbagaj, în portbagajul unei mașini. Adică, zi mersi că ți-am găsit fata. Uite, fata e la noi, poți să vii să o iei, zi mersi că ai găsit-o. Păi stai puțin, acolo vorbim de trafic de persoane, trafic de carne vie. Cum e o simplă dispariție? Înțelegi? Asta se întâmplă de multe ori în zonele astea, în momentul în care și atunci fetele au tendința să redevină victime. Reajung în mediul ăsta. Părinții respectiv spuneau că este halucinant că după ce faci denunț, te plângi, fata ta a fost prinsă într-o rețea din asta, vin respectivii care ar trebui să fie acuzați de trafic și deja condamnați și îți râd în față. Îți râd în față și spun, ce ai rezolvat? Cine, cum și cu ce trebuie să înceapă să intervină de azi pentru că astfel de cazuri să nu se mai repete, nici măcar unul? Bine, dacă mă întreb pe mine, trebuie făcută curățenie în poliție, trebuie făcută curățenie în poliția de frontieră, pentru că majoritatea acestor fete ajung să fie traficate prin niște scheme de-astea care presupun șpagă la vamă. Da? Trec cu buletinul altei persoane, adică, se uită... Este evident că altfel nu se poate. Pentru că trebuie făcută curățenie acolo, trebuie văzut cine, ce prieten, ce rudenie. Lucrurile astea se știu. Deci dacă se dorește, trebuie mers în anchetele alea până la finalitate, până la condamnare. Dar cine ar trebui să facă asta? Care cum cine? Tot colegii dânșilor, tot cei din poliție. Bineînțeles, noi avem și structura DIICOT, care ține de sediul central, nu mai ține de IPJ acolo, dar tot local își desfășoară activitatea. Dar după cum vezi, sunt procurori DIICOT și polițiști de la DIICOT care instrumentează cazuri în care sunt acuzați, inculpați colegi de-ai lor. Lucrurile astea trebuie să se întâmple mai departe. Ce e mai simplu decât să faci un flagrant la frontieră și să încerci să treci o minoră din asta cu șpagă? Ai prins imediat care este polițistul care acceptă șpaga și a acceptat să... Este că fiecare caz în parte trebuie luat separat și tratat de la rădăcină. Păi, dacă îl tratez ca simplă dispariție, mi-a plecat o fată de acasă, ok, cum a ajuns în Italia? Pe unde a ajuns? Care este polițistul? Adică nu ne rezumăm doar să vedem că acolo e cu un proxenet care este și traficant de persoane și mai departe fata este returnată familiei. Ok, cum a ajuns acolo? În ce condiții? Am vorbit cu o victimă, cel care o traficase avusese o condamnare, era în pușcărie, dar s-a mers mai departe. Cum a ajuns fata asta? Cu buletin fals, cu laptopuri date, cu câte 300 de euro. Nu, mai departe nu s-a mers. Practic, aici când spui că destructurezi rețeaua, practic mergi și elimini toate posibilitățile alea prin care fata respectivă a ajuns să fie traficată și exploatată peste hotare. Așa ce faci? Ai salvat-o pe ea, o aduci înapoi în familie. Și te gândești că poate nu mai pleacă, poate nu mai cade în mâinile altcuiva. Dar filiera prin care ea a ajuns acolo continuă. Și alte fete ajung în aceeași situație prin acea filieră. Și a doua discuție importantă, cred eu, este o discuție care ne privește pe noi ca societate. Și educația care se face în familie, educația care se face în școli. Aceste fete pleacă de multe ori din școală și se știe de ele din școală că au un anumit anturaj dubios, că o iau pe anumite căi. În școală nu avem, noi ca societate, nu avem în sistemul educațional, nu avem acești pedagogi, psihologi care să stea de vorbă cu ei, să le afle problemele. Parțial te contrazice Roxana Murariu, tot într-un comentariu lăsat după ediția de duminică. Rareș, poate cu ajutorul vostru și cu cel al Poliției Române să se facă această campanie în școli, cu imaginile astea și cu mărturiile acestor fete. Când eram eu în clasa 9, știu că a venit poliția și a prezentat un material de genul. A fost atât de mare impactul asupra mea că n-am încredere în nimeni nici în ziua de azi. Ok, din păcate aceste cazuri sunt izolate. sunt izolate și vorbim de școli unde de multe ori psihologul nu există sau dacă există, nu știe foarte multe despre ce se întâmplă în viața privată a elevului. Ori el, cumva, pentru asta este acolo. Trebuie să-i afle problemele, trebuie să-i afle stresurile și, dincolo de ce se întâmplă în școală și în societate, în educația de acasă, cred că trebuie noi, ca societate, să nu mai blamăm atât de mult. Există această stigmatizare, da? A victimelor. Și aici e o mare problemă, pentru că dacă tu pleci de la țară, de undeva ești minoră și ai căzut într-o rețea din asta, în primul rând, îți va fi foarte rușine să vorbești despre asta, să faci public faptul că tu ai fost o victimă. Multe dintre ele, îți vine să crezi sau nu, se complac și din cauza asta, da? Există această stigmatizare, toată lumea o va blama. Păi ai de vină, wow, este parașuta satului, uite ce a pățit, uite ce... Nu, nu așa se pune problema, da? Asta odată trebuie să fie încurajate. Doi, trebuie să existe... acest sistem care să le ajute pe victime, pentru că ne atrăgea ambasada, de curând, ambasada Statelor Unite ale Americii, ne atrăgea atenția într-un raport că procesele astea se desfășoară greoi și multe dintre victime, odată care devin victime, doi, își retrag ulterior plângerile, nu vor să mai participe la faza asta procesuală. Pentru că imaginați, dacă un proces durează 3-5 ani, da? Punerea sub urmărire și așa mai departe, fata asta, dacă a fost traficată, dacă a fost victimă într-o rețea, își reface și ea viața, are un alt concubin, are un soț, poate are între timp și un copil. Nu vrea să mai participe, e foarte greu. Dacă nu se întâmplă lucrurile atunci rapid, gândește-te, tot procesul ăsta este public. Ea merge acolo, se spune că e parte vătămată, așa apare, figurează acolo, la vizier, la proces, la judecătorie, la tribunal. Ia contact cu rețeaua, cu membrii rețelei, cu... Nu-și mai dorește fata asta, ea a trecut printr-un chin, nu-și mai dorește așa ceva, mai ales după 3-5 ani. Asta se întâmplă la noi greu și între timp, în străinătate, de exemplu, în Italia, atitudinea e cu totul alta și asociațiile de acolo sunt într-adevăr asociații care protejează victimele. La noi am înțeles că li se pun bețe în roate. Sunt astfel de ONG-uri, astfel de asociații, dar nu colaborează foarte bine cu autoritățile, cu Ministerul de Interne, cu acea autoritate. Asta am înțeles. Am tot felul de semnale de la reprezentanții acestor ONG-uri, le-am primit ulterior difuzării acestor reportaje și ne spun, domnule, să vedeți cum ne tratează pe noi. Ce se întâmplă mai departe cu victima? Mai avem câteva imagini care nu au fost difuzate duminică. Bacosca Cecilia ne spune ceva destul de simplu, 3 cuvinte și 1 punct, confiscarea averilor nejustificate. E și asta o soluție. Pe urma banilor. Da, dar trebuie să ajungi la toți cei care au beneficiat de banii ăștia. Pentru că, din păcate, banii ăștia nu sunt de multe ori la acei mici proxeneți care maschează în proxenetism. Sunt două infracțiuni diferite, proxenetism și trafic de persoane, care maschează acest trafic în proxenetism. Corect. S-a ajuns la violență, Rareș, într-unul dintre cazurile de... În foarte multe se ajunge la violență. Într-unul dintre cazurile în care există imagini. O să urmărim niște imagini care au un impact emoțional asupra telespectatorilor, așadar vă sfătuim să vă retrageți copiii din fața ecranelor dacă sunt cumva acolo. E o discuție. Ce vedem? Da, ce vedem? Vedem doi tineri, sunt frați, ei sunt în momentul ăsta condamnați pentru trafic de persoane. Au mers la părinții unei fete minore, părinții s-au tot plâns poliției că această fată este traficată. Acolo îl vedeți pe tatăl, care are un par în mână, luase un băț să se apere. Mama este și ea acolo. Înțeleg că cei doi dețin acest spațiu comercial, da, e un băruleț undeva din mediul rural, iar indivizii vin să le ceară socoteală, da? Ce aveți, fata e cu noi, nu vă mai plângeți la poliție și uite ce se întâmplă. Practic se naște un conflict. Asta e presiunea pe care indivizii respective, acuzați de trafic de persoane, o creează și asupra familiei, asupra părinților. În momentul în care minora nici nu era acolo, fata nu era acolo. Dar astea sunt discuțiile. Las că am vorbit eu cu taică-tu și cu maică-ta, nu o să te mai deranjeze, nu o să ne mai deranjeze poliția, nu o să ne mai deranjeze nimeni, tu îți faci în continuare treaba aici. Vrei, nu vrei, ești în continuare aici și ne aparții. E bine, în cazul ăsta, unde avem imaginile, respectivii frați au avut deja condamnare, au fost condamnați. Dar sunt multe alte situații, multe dintre ele nu sunt surprinse de aceste imagini. Sunt foarte multe, la dosar, sunt foarte multe interceptări făcute de poliție care sunt halucinante. Eu am auzit câteva dintre ele, nu le-am primit, le-am aflat pe surse, nu pot fi difuzate, din păcate, pentru că nu le-am primit oficial, dar Sunt niște discuții acolo cu totul uimitoare și metodele astea prin care sunt constrânse fetele, șantaj emoțional, șantaj cu filmări. Imaginează-ți fete de 15-16 ani, am intrat în posesia unor astfel de imagini, din păcate nu le putem difuza pentru că e vorba de minore. Diversi indivizi le droghează, le îmbată după anumite petreceri și le filmează. Acele imagini ulterior pot deveni subiectul unor amenințări, șantaj, da. Uite, dăm colegilor, vorbim totuși de niște copile, nu vorbim de niște persoane majore care au discernământ total și pot să-și dea seama dacă sunt victime ale unui șantaj. Și atunci, în forma asta, le îndepărtează, știu și cum să le îndepărteze inclusiv de familie. Vorbim de o perioadă în care aceste tinere sunt un pic mai rebele, nu vor să mai audă ceartă cu tata, ceartă cu mama, li se arată această viață bună, distracție, discoteci, mai puțină carte, mai puțin control din partea părinților. Știu inclusiv cum să le îndepărteze de părinți. Și ele își dau seama mult prea târziu că, de fapt, părinții erau prietenii lor în toată această poveste sau erau de partea lor. Multe își dau seama, din păcate, prea târziu când au ajuns deja victime ale exploatării sexuale. Cumva soluție tot în comunitate, dacă nu în familie care nu funcționează, în cei apropiați care văd că fata e primejdie să o ia pe un drum pe care o să-l regrete mai târziu. Poate trebuie schimbată un pic și legislația, să discutăm un pic și de legislație. Vorbeam mai devreme de aceste infracțiuni distincte. Proxenetism și trafic de persoane. Proxenetismul este instrumentat la nivelul poliției locale, unde, din păcate, există acuzații de corupție, de cumetrii și așa mai departe, da? Există un birou judiciar acolo. În schimb, traficul de persoane merge la DIICOT, merge pe altă filieră. Și dacă observi ce s-a întâmplat în ultimii ani cu aceste filiere, ele nu mai există ca o filieră din asta foarte mare, s-au spart în mici rețele de proxeneți. Ei vor să mascheze acest trafic de persoane sub forma unui proxenetism. Dom'le, nu e chiar trafic de persoane, e proxenetism. E un tânăr care profită de o fată. În unele cazuri am găsit situația în care se căsătoresc cu ele. Da. Îți vine să crezi sau nu, există soții. La Câmpulung e o astfel de situație unde foarte mulți dintre proxeneți au concubinele și soțiile care sunt în străinătate. Ei sunt aici în România, ele sunt în străinătate. Roxana Bucur ne spune pe canalul de YouTube un comentariu live, așa este societatea românească, trebuie să-și schimbe mentalitatea. Banul conduce lumea. Da, e una dintre situațiile acelea în care, până la urmă, în viața unei tinere care trece printr-un astfel de proces, banul nu mai înseamnă nimic, pentru că întreaga ei viață s-a schimbat, nu doar că a ajuns într-o situație îngrozitoare, dar întreg viitorul i-a dat peste cap. Școala a abandonat-o, poate că nu mai poate să urmeze școala, poate că nu mai are timp, pentru că va întemeia o familie, o nouă familie, va întemeia o nouă viață, însă perioada asta din viața ei a dispărut și a dispărut din scripte, pentru că o va urmări, din păcate. Dar să știi că vorbim de persoane pe care societatea le pierde pur și simplu. Exact. Sunt oameni activi. Gândește-te că aceste tineri ar putea munci, ar putea fi într-un... ele sunt pierdute cumva pentru societate. Foarte greu le mai recuperezi, din păcate. E o pierdere a societății. Poate e tratat fenomenul că, dom'le, o pierde familia acolo, se întâmplă ceva. Nu! Se întâmplă acolo, în mediul în care suntem noi, da? În comunitatea aia mică, unde se întâmplă lucrurile. E pierdută pentru societate, pe ansamblu și pentru comunitatea de acolo. Fiecare dintre aceste tinere. Da, nu putem decât să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Comunitatea, școala, cercul de prieteni, toate sunt la fel de importante în a depista, poate, de la început, pericolul ca o astfel de fată să cadă în ce se numește ademenirea într-o rețele. Cu siguranță e un fenomen care nu mai trebuie ignorat. Nu știu de ce am senzația, și eu când am făcut această anchetă, am avut senzația că, nu știu, îmi venea să iau o portavoce și să spun, să ies peste tot și să explic oamenilor. Nu trebuie ignorat. Adică, nu știu, la un moment dat am avut senzația că și traficul de droguri e pus pe un palier undeva mai sus, superior al traficului de persoane. Vorbim totuși de tinere ale României, da? Sunt din societatea noastră pe care le pierdem și care ajung exploatate. Deci, dincolo de toate aceste drame, vezi ce se întâmplă și când are loc câte o tragedie, abia atunci ne aducem aminte că există acest fenomen. Dar nu, trebuie conștientizat la nivel de societate, pe toate palierele, că acest fenomen există. Nu-l punem acolo undeva la sertar, nu știu, punem prosopul peste el și el nu există. Și eu cred că își poate găsi soluție. Eu, pentru acest reportaj, am lucrat și cu profesioniști din poliție. Sunt oameni dedicați, oameni care pierd nopți. Să știi că și lor ajung traficanții să le râdă în nas de multe ori. Da? Vorbim de polițiști care stau, instrumentează dosarul, merg peste ei, încearcă să facă, lucrează cu legile care sunt. Da. Da? Ăla, dacă îl maschează în proxenetism, nu se mai poate ocupa cel de la DIICOT decât dacă reușește să demonstreze că e trafic de persoane. Da? Și lor le râd în nas, să știi, și profesioniștilor din Poliția Română, pentru că avem. Și le mulțumesc pentru colaborare, pentru că chiar am lucrat foarte eficient cu ei. Și să știi că și în Italia. În Italia cu noi râdeau polițiștii de acolo și cu unul erau așa, pentru că ziceau, aveți atâția polițiști bine pregătiți, care uite vin și colaborează cu noi și destructurează rețele, dar aveți și situația asta un pic ciudată în care minorele de acolo pleacă mult prea ușor din țară. Ia vedeți ce se întâmplă pe acolo, pe la voi. Adică, vezi, sunt două lucruri și este aceeași structură de poliție, aceeași structură. Sunt oamenii legii care trebuie să rezolve situația asta. Și noi, ca societate, să încurajăm, să observăm, să punem umărul cum putem pentru a soluționa și a diminua fenomenul ăsta. E de urmărit dacă se va schimba ceva în fenomen. Sau noi vom urmări. Vom urmări. Mulțumesc tare mult, succes pe mai departe, Rareș. Și eu mulțumesc. Că ați fost cu noi. Sper să fie de folos, să fie auzit toată lumea, nimeni, de fapt, nu mai are acum nicio scuză să spună că nu știa, chiar dacă din toate mesajele pe care le-am primit și pentru care vă mulțumim, reiese foarte clar că este ceva cunoscut peste tot în țară. E cazul să înceapă să nu se mai întâmple. Puteți revedea podcastul nostru înregistrat pe canalul nostru de YouTube, pe România Te Iubesc, la fel pe Facebook, pe contul Știrilor Pro TV și pe contul România Te Iubesc. Ne oprim aici, toate bune!